Cele trei formațiuni liberale din Giurgiu, Tineretul Național Liberal, Clubul Elevilor Liberali și Clubul Studenților Liberali, încheie un an plin cu activități în toate domeniile. Zeci de tineri s-au întâlnit duminică și au povestit despre ce au reușit să realizeze în anul care se apropie de sfârșit și ce vor mai face pe viitor. După un an de activitate cu foarte multe și numeroase evenimente, am decis să petrecem, e sfârșit de an, un moment de socializare, suntem toate structurile Tineretului Național Liberal, că vorbim de elevi, că vorbim de studenți, suntem la un pahar de vin, socializăm, petrecem, pe muncă și răsplată și le doresc atât colegilor mei cât și tuturor giurgiuvenilor sărbători fericite, sărbători cu bine și un an mult mai bun decât cel care a fost. Am vrut să ne simțim bine și într-un alt cadru, să socializăm mai mult, să vedem și noi cât suntem cu adevărat și câți ne strângem la astfel de manifestații libere. Putem spune că vă planificați și anul viitor? Da, vom pune în discuție ce vom face în 2016, dar principalul motiv este să serbăm și să marcăm bunul an 2015. La întâlnire a fost prezent și deputatul Nicolae Florian, cel care a sprijinit de fiecare dată acțiunile întreprinse de tinerii liberali. Noi îi sprijinim cu respect, îi sprijinim cu propuneri, cu soluții, cu generalizarea experienței pozitive și suntem convinși că tinerii noștri liberali vor fi exemplul nostru viu de cum trebuie să ne manifestăm noi, seniorii Partidului Național Liberal, în viitoarea campanie electorală. Sunt convins că tinerii liberali ai noștri știu ce înseamnă dăruirea, știu ce înseamnă respectul reciproc, știu ce înseamnă unitatea, știu ce înseamnă responsabilitatea. Despre importanța tineretului liberal a vorbit și Dan Mucenic, director al Bibliotecii Județene, unul dintre seniorii liberali din Giurgiu. Eu ce vreau să vă spun? Trebuie să fiți frumoși sunteți, tineri sunteți, trebuie să fiți determinați. Da? Trebuie să fiți aplicați și încetul cu încetul viața voastră va curge din ce în ce mai bine. Preț de câteva ore, tinerii liberali au socializat și și-au adresat urări de sănătate și prosperitate pentru noul an.